Am să vă rog să deschidem Scripturile în Psalmul 78. Cei ce au Scripturi și ce au Biblia la lor să poată urmări citirea Cuvântului Domnului din Psalmul 78 de la versetul 5 la 7. Pagina Sfântului Scripturi 598. Psalmul 78 de la 5 la 7. Cu reverența cuvenită să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe nea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor. Pentru că aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile lui. Amin. Preocupați-vă. E o bucurie pentru mine, desfărților, să ne vedem din nou împreună, să ne găsim o lată în casa lui Dumnezeu. E o bucurie pentru mine că așa are Dumnezeu, familia noastră, să se mai nască un nepot și nașterea acestuia să prilejească astfel momentul ăsta așa de frumos și de a fi cu toți împreună. Domnul să ne binecuvânteze pe toți într-o dată, ca în astfel de momente, fiecare dintre noi să luăm bine seama la ceea ce înseamnă familia, la ceea ce înseamnă relațiile de familie și, nu în ultimul rând, responsabilitățile nouă a celor, ale noastre, a celor ce zicem că suntem părinți. Ce purtăm pe umeri responsabilitatea aceasta mare tare. Așa cum ați văzut, după cum ați auzit în cuvântul Scripturilor, datoria noastră, ca și părinți, nu e așa de mică. Și noi trebuie să prezentăm învățătura Scripturilor copiilor noștri. Să stăm înaintea lui Dumnezeu și să fim pe deplin liberi și slobozi în a vorbi copiilor noștri învățătura pe care El, Domnul, ne-a descoperit-o și nouă la rândul nostru prin cine au fost părinți. Așa fel încât copiii aceștia, când vor fi mari, să se încreadă în Dumnezeu. Să nu ne facă de rușine. Amin? Amin. Să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Domnului. Este responsabilitatea noastră ca și părinți, dragii mei, să venim înaintea copiilor noștri și să le vorbim de învățătura Scripturilor. Iar dacă această învățătură a fost înțeleasă de ei și observăm că ei trăiesc în învățătura aceasta, să ne bucurăm împreună cu ei și să continuăm mai departe să-i purtăm în rugile noastre. Iar dacă încă această învățătură nu a fost acceptat în totul de ei, să continuăm a ne ruga cu stăruință înainte Domnului, ne aduce înainte lui Dumnezeu, pentru că mai devreme sau mai târziu, potrivit învățăturilor Scripturilor, ei vor îmbrățișa această învățătură. Vor îmbrățișa această învățătură a Scripturilor, așa fel încât bucuria noastră pentru unii, dacă nu va mai fi posibil aici, acolo, sus în ceruri, va să fie o bucurie de plin în Domnul. Amin? Aș vrea cu ajutorul Dumnezeu, în timpul ce avem la îndemână, dragii mei, să învățăm câteva lucruri despre responsabilitățile parentale în ceea ce privește familia, în ceea ce privește acest proces de creștere și de educație a celor ce ne sunt copii. Asta nu înainte însă de a spune și copiilor despre îndatorirea ce o au, respectiv aceea, de a-și asculta în Domnul de părinților. Amin? De a accepta învățătura Scripturilor, de a avea respect și considerație față de cei ce le sunt părinți, ca să poată să se bucure de fericire, să trăiască vreme îndelungată pe pământul acesta. Asta fiind
porunca lui Dumnezeu însoțită de această mare făgăduință. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe ei copiii noștri, să poată cu adevărat să scurte, să scurte de părinți în Domnul. Și noi, ca și părinți, să venim în fața copilor noștri cu învățătura curată a Scripturilor. Și apel încă de copiii noștri să poată fi o motivație de bucurie pentru noi, ca familie, pentru biserică și nu în cele din urmă, pentru cerul. Domnul să ne ajute pe fiecare a înțelege lucrul acesta. O primă responsabilitate, dragii mei, parentală, pe care noi o avem, este de o importanță deosebită, respectiv aceea de a ne implica în acest proces de creștere și educație a copiilor noștri. Vorbesc deopotrivă și la tata și la mama. Vreau să cred că vorbesc pentru familiile care într-adevăr se bucură și de tata și de mama, în care copiii se bucură și de tata și de mama. Nu vorbesc familiilor monoparentale, exceptând, evident, și lucrul acesta. Am în vedere, în mod deosebit, și pe mama și pe tata. A înțelege că fiecare, dar fiecare dintre cei doi părinți au datoria de a se implica în acest proces de creștere și educație a copiilor lor. E bine de știut că fiecare copil, de regulă, dragii mei, simte nevoia de a fi apreciat. Fiecare copil simte nevoia de a fi prețuit. Fiecare copil caută această apreciere și în primul rând o caută în familie. Caută această prețuire și în primul rând o caută în familie. O caută la tata și o caută la mama. Și dacă tata și mama nu sunt suficient de atenți să dovedească lucrul acesta, copiii, mâine, o vor căuta în altă parte. Ei se află într-o căutare permanentă. Trăiesc nevoia aprecierii și a prețuirii lor. Ei, în același timp, își pun, pe măsură ce cresc, o serie întreagă de întrebări cu privire la sine și cu privire la împrejurările în care îi trăiesc. Și evident că din clipa în care apar aceste întrebări, pornesc într-o alergare furibundă în a găsi răspunsurile care să satisfacă sufletul lor. Întrebări cu privire la sine, cu privire la împrejurările în care ei trăiesc. Copiii se află, dragii mei, într-o luptă continuă. Într-o luptă continuă cu percepții contradictorii cu privire la sine, cu privire la împrejurările în care ei trăiesc. Dacă vreți, se află într-o luptă între abilități și inabilități. Copiii se află într-o așa situație. Iar noi, ades, ca și părinți, stăm ca și niște spectatori. Inconștienți de starea, de situația în care ei se află ca și copii. Și în astfel de situații, dragii mei, să știți că copiii vor găsi de îndată oameni care să le vină în ajutor. De aceea este bine și tata și mama, deopotrivă, să se implice în procesul creșterii și educației copiilor lor. Amin? Este bine, dragii mei, să ne apropiem ca și tați și ca și mame de copiii noștri. Să căutăm nu doar realizările copiilor noștri. Pentru că vom observa de îndată că uneori nu prea sunt. Ci să căutăm, să observăm și să luăm în seamă eforturile pe care copiii noștri le depun în a face și ei ceva bine. Să luăm în calcul ostenirea lor, gândul lor, atât dorința lor de a face ceva bun. Măcar că nu reușesc să face. Să ne apropiem cu multă atenție, cu multă grijă față de copii. Și să nu-i condiem de îndată funcție de realizările sau nerealizările lor.
și să avem în vedere osteneala lor, efortul lor pe care el depun spre a realiza ceva bun. Și apoi, ca și niște părinți care suntem pe deplin conștienți unde ne aflăm și de ce responsabilitate avem, să căutăm, în al doilea rând, acele oportunități care ne deschid ușa larg în a exprima o anumită încredere față de copiii noștri, în a exprima o anumită încurajare față de situația lor. Să căutăm acele oportunități, măcar că e posibil ca acele oportunități să fie tot mai rare. O găsim la una. Prin care să intrăm și să ne apropiem de inima copilului nostru. Da. Atunci când ca și părinți implicați în acest proces, fie tata, fie mama, al creșterii și educației copiilor noștri, constatăm eforturile lor deosebit de mari, lupta lor în care se află și lipsa acelor realizări pe care noi ne-am fi așteptat să le găsim în viața lor, să ne dăm bine seama că ei cu atât mai mult au nevoie de noi. Cu atât mai mult cu cât acestea lipsesc, au nevoie de prezența noastră, de implicația noastră în viața lor, în problemele lor. Aceasta trebuie să mă determine ca tată, trebuie să mă determine ca mamă, să-mi iau toate măsurile posibile încât să am timp față de copiii mei și să le ofer acest timp. Vă spun ca unul care am greșit în această privință. Copiii mei, la un moment dat, mi-au zis, tată, ne-ai furat copilăria. Și noi am fi vrut, tată, să stăm cu tine la masă, că doar e duminică. Și noi am fi vrut să povestim cu tine. Te-ai dus într-o parte, te-ai dus în alta. Și noi, tată, avem problemele noastre. Și stă dumneavoastră slujitorul, consideră că e bine să duc, că se liniștească anumite lucruri. De bine cuvinteze Domnul pe toți. Și să înțelegem, dragii mei, că de observăm că copiii noștri au nevoie de noi. Să luăm măsuri, să luăm atitudini ca și părinți, ca și tată, ca și mamă, până într-acolo să încetinim, dacă se poate spune așa, ritmul prea vigilios al vieții pe care o trăim. Să-l încetinim așa fel încât să ne permită ceva timp în a sta alături de copiii noștri. În a sta alături de ei, să povestim, să le spunem, să le răspundem problemelor și întrebărilor lor. Implică-te ca și tată și ca și mamă în procesul acesta de educație a copilului. Nu considera, eu sunt foarte ocupat. Lasă pe el, face el. Eu am atâtea treburi ca și soție în casă. Am atâtea probleme. Nu uita, sora mea, că oricât de multe probleme avea, nu ești doar soție. În casă ești și mamă. Și mai tare, frate, la fel. Nu căuta să te disculpi într-un anumit moment. Problemele mele de serviciu, problemele mele, sunt așa de mari, așa de deosebite, încât mă absorb. Și parcă mă duc în această stare încât să nu mai pot fi alături și să nu mai pot fi de folos. Rezolvă soția lucrul ăsta. Nu-i bine nici aceasta. Pentru că și lumea tale, frate, și noi, fraților, nu suntem doar soți în casă. Suntem și tați și avem responsabilitate de tați în familiile noastre. Amândoi, în aceeași măsură în care Dumnezeu a îngăduit să fim într-o altă, sub același acoperiș, să ne implicăm pe cât posibil cu toate forțele noastre în viața copiilor noștri, spre a ajuta în acest proces de creștere și educație, așa fel încât ei să nu ducă lipsă de un tată prieten, să nu ducă lipsă de o mamă prietenă. Primii cărora să li se deschidă, să le vorbească problemele, neajunsurile cu care ei se confruntă. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți să înțelegem aceasta. De nou vom face noi ca bun. Copilul de îndată se va duce la vecin, va vorbi cu vecinul.
De îndată va avea un prieten, de îndată va avea o prietenă. Și ne va durea atunci când vom observa că povaza vecinului sau a vecinei va cântări, va avea mai multă greutate decât avea ca și părinte. Acele sfaturi a vecinilor, a prietenilor, a cunoștințelor lor, vor cântări mai mult pentru că aceia s-au implicat mai mult în viața lor decât eu ca tată, decât noi ca părinți, ca tați și ca și mame. Implicați-vă în viața copiilor dumneavoastră. Este o mare responsabilitate parentală, egală, și pentru mamă, și pentru tată. Nu există și nu trebuie să existe acest cuvânt. Nu am timp și nu mă pot implica. Nu pot face asta pentru copilul tău. Reține, dacă situația o cere, dacă situația o reclamă, încetia măsuri de a-ți încetini ritmul vieții. De a mai renunța la anumite preocupări. Ca să ai timp suficient pe care să-l afectezi acestui proces de creștere și educație a copilului pe care Domnul ți l-a încredințat. Amin? Amin. În al doilea rând, dragul meu, o altă responsabilitate parentală a noastră ca și părinți este aceea de a încuraja copiii noștri. De a încuraja chiar dacă nu vom descoperi niște realizări deosebite, urmare cărora noi de acum să venim cu cuvânt de încurajare. Chiar dacă nu vom descoperi ceva, vom căuta și nu vom descoperi neapărat ceva care să permită de acum să stau în fața copilului și să-mi exprim o anumită încurajare. Tu și eu, ca tați și ca mame, avem îndatoria să ne încurajăm copiii noștri exprimându-le încrederea pe care noi avem totuși în ei, fără a aștepta un anumit motiv întemeiat din partea copilului care să-mi permită această încurajare, care să-mi permită exprimarea unei așa încredere. Din tot ce știi tu cu privire la copilul tău, găsești una. Găsești un motiv. Găsești o motivație care să-ți permită să te apropii de el și să-l încurajezi. Amin? Făcând chiar și abstracție de toate celelalte care, evident, te-ar împiedica să faci lucrul acesta. Încurajează-ți copilul ca mamă. Încurajează-ți copilul ca tată. Ne uitând faptul că de dorești o schimbare în viața copilului tău, aceasta nu se realizează doar prin corectarea constantă a eventualelor slăbiciuni pe care le constați în viața copilului tău, ci o schimbare, o eventuală schimbare în viața copilului se realizează printr-o încurajare oportună pe care ca tată și ca mamă o știi exprima la timpul cel mai potrivit față de copilul tău. Este, dacă vreți, regulă de aur în ce privește încurajarea copiilor noștri. Domnul să binecuvânteze biserica de aici. Să binecuvânteze familiile care au venit cu micuților la binecuvântare. Ne binecuvânteze pe toți și alalte împotrivă, chiar dacă suntem cărunți, suntem încă părinți. Să ne știm astfel încuraja copiii. Copiii au nevoie de încurajarea părintelui, a tatălui și a mamei deopotrivă. Și aceasta să ne știm exprima fără a căuta și fără a aștepta motive întemeiate în realizările lor. Ci, repet, potrivit acestei cărămzii, că o încurajare oportună, pe care tu totuși o poți găsi în viața lui, poate conduce la o schimbare pe care tu de fapt o aștepți și pe care crezi că o poți realiza doar prin corectarea constantă a eventualului slăbiciun. Ceea ce nu-i întotdeauna corect. În al treilea rând, dragii mei, o altă responsabilitate parentală care stau în dreptul nostru ca și părinți, egal deopotrivă, și la tata
și la mama. Este aceea de a sta alături de copil și de a rosti, de a proclama cu glas tare încrederea pe care o ai în el. De a rosti, de a proclama cu glas tare. În inima copilului, să știți că se nasc întrebări. Ce-o zice tata de mine? Ce-o zice mama de mine? Am făcut asta alaltă. I-am promis că nu mai fac acum, iar am. Ce-o zice tata? Cum să dau ochii cu tata? Cum să dau ochii cu mama? Și asta am făcut-o în atâtea gânduri. Ce părere îl avea de mine? Mai văd oare ceva bun în mine? Cineva, un copil, spunea o tată. Tatăl meu, îmi tot zice că tot rău fac și tot rău fac și tot rău fac, apoi nu mai fac niciun efort. Îmi face și un lucru așa, mai bun. Pentru că știu de la început că tata tot rău îl califică. Așa că fie că depun efort, fie că nu mai depun efort, face ceva bun, tot acolo sunt. Și consecință rămâne linia mea. Proclamă. Proclamă încrederea pe care tu o ai în copilul tău. Proclamă această încredere. Copile, eu cred în tine. Eu cred în tine. De ce ai făcut atâtea? Eu cred în tine. Eu cred în potențialul tău. Eu cred că tu ești un copil care poți face lucruri deosebite. Nu în altul ca și tine. Auzi, copilă, uite, ți-am zis să faci cu tare lucruri. Să știi că te-am urmărit îndeaproape și am văzut că te descurci mai bine. Te descurci mai bine. Într-o altă etapă, uite, te-am urmărit și am văzut ce ai făcut, dar mă rog de aproape. Și știi, copile, aproape că ai reușit ceea ce ți-ai propus. Ceva mai mult. Încurajează și exprimă-ți în pietre aceea în care, uite, aproape că ai reușit. Dar nu în ultimul rând, să poți ajunge acolo și cu siguranță stimulându-l și vorbindu-i despre încrederea ce ai în el, copilul te va ajuta până acolo încă să-i spui cu vocea ta. Da, copile, știam că pot ajunge cu tine aici. Știam că pot să o faci și pasă. Și știam că pot să o faci bine. Știam. Mai mult chiar, uite, mă bucur că ai lucrat și ai făcut-o mai bine ca niciodată. Și ce înseamnă toate astea pentru copil? Ele pot fi la stadiu de vorbă. Dar toate sunt impulsuri care pe copil îl vor ajuta să meargă din bine spre mai bine. Și tot și cândva a fost rău și a terminat greu în spatele lui, de acum să rămână undeva acolo uitat. El, luptându-se de acum, că tata, că mama au căpătat încredere în el și el luptându-se de acum nu cumva să mai zbărce și să facă ce nu trebuie așa. Dar știam că pot să fac. Și iată că acum a trecut-o foarte bine. Stimulându-ne copiii așa, dragii mei, implicându-ne și ca tată și ca mamă în viața copiilor, în felul acesta, copiii noștri, când vor fi mari, așa cum am citit de Sfânta Scriptură, ei vor ști că există un Dumnezeu deasupra tuturor lucrurilor. Și vor respecta ideea, gândul, că deasupra vieții lui, deasupra lui, este un Dumnezeu. Și nu doar tata și mama, care probabil că acum sunt departe de el, el fiind plecat din casa părintească. Și Dumnezeul care este deasupra, despre care a vorbit tata și mama, fiind cel care vede în tot ce face el,
în consecință se va lupta și va dori ca viața lui să fie o viață de biruință. Să nu aducă rușine la tata, să nu aducă rușine la mama, să nu aducă rușine bisericii. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți ca și părinți. Să ne înțelegem aceste responsabilități parentale de a ne ști implica în viața copiilor noștri. De a fi aproape, de a-i căuta, de a-i sprijini, de a căuta nu doar realizările, ci și de a vedea efortul lor în dorința de a face ceva bun. De a căuta acele oportunități care să ne permită în a ne exprima încrederea față de ei. De a fi liber și slobos de a mai renunța la ritmul nostru de viață, așa fel, încât totuși viața pe care o trăim, mie ca tată și ei ca mamă, nouă tuturor ca părinți, să ne permită să avem timp de a fi împreună cu copiii noștri. Să ne implicăm într-o încurajare permanentă în viața copiilor noștri. De nu încurajăm noi, îi încurajează alții. De nu încurajăm noi și nu ne silim noi prin Harul lui Dumnezeu să răspundem problemelor și întrebărilor care se confruntă, le vor găsi alții aceste răspunsuri. Să ne apropiem de copiii noștri totdeauna spre a încuraja. Așa fel încât să realizeze că totuși tata și mama nu sunt niște străini, nu sunt niște persoane care sunt prea preocupați de problemele lor. Tata n-are vină nimic. Mama de asemenea. Tata implicat în problemele de afaceri și mama știu ce. N-au vină mine. Caut răspunsul problemelor mele în altă parte, în vecini, în prieteni. Să ne implicăm în viața copiilor noștri și să nu ne fie jenă în a rosti cu gura noastră, în a rosti cu gurile noastre încrederea. Încrederea pe care o avem în ei. Așa fel încât aceasta să le fie un stimulent care să le întărească puterea, să le dea o putere deosebită în ființa lor, încât, așa fel încât ceea ce vor face de acum încolo să nu mai contravină învățăturii pe care au primit-o de la tata și de la mama potrivit acestor scripturi. Și nici să-L mai mărnească pe Dumnezeu. Pentru că ei, prin învățătura care au primit-o în scripturile, nu uită despre Dumnezeu și a pus încrederea în Dumnezeu și s-a hotărât să păzească poruncile Domnului. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, ca părinți, să ne știm astfel implicat în viața copiilor noștri. În a trăi împreună cu ei, responsabilizându-i, dar în același timp și noi, trăind cu multă responsabilitate ceea ce Domnul ne-a încredințat a fi pentru copiii noștri. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin.